Domnule doctor, care este momentul în care trebuie să vizitezi un medic ortoped atunci când suferi de o afecțiune cronică? În principal, când apar primele simptome, nu trebuie neapărat să se aștepte până în momentul în care durerea este foarte mare. În primul rând, trebuie luat la cunoștință ca și patologie, chit că nu trebuie operat în momentul respectiv, sau probabil merg alte tipuri de intervenții care să prelungească momentul în care trebuie să se facă intervenția mare, cum ar fi în cazul gonartrozelor, așa, în care la început se mai pot face diferite intervenții minim-invazive care să prelungească viața genunchiului naturală față de protezarea directă. Care ar fi afecțiunile cronice ortopedice tratate la OCH? În principal, coxartroza, gonartroza, artrozele șoldului și a genunchiului, hallux valgus, malformații ale piciorului dobândite în timp, patologia umărului cronică, impingementul, leziunile de coafă, așa, și să zicem că ce mai intră vag în patologia cronică sunt leziunile vechi de menisc și de ligament încrucișat. Dar, practic, acelea ar trebui rezolvate în acut, intră mai mult în partea de traumatologie. OCH tratează și, sau abordează și medicina sportivă? Abordează și medicina sportivă, că acolo intră partea de leziuni de menisc și partea de leziuni de încrucișat, de ligamente încrucișate și colaterale și așa mai departe, de la nivelul genunchiului. Dar acum, vorbind pe ideea că la sportiv tratamentul este diferit, să zicem așa, față de persoane la modul general, în care la sportivi trebuie să ajungă mai repede să-și reia activitatea și nu se fac neapărat din punct de vedere medical cel mai bun lucru pentru viitorul genunchiului, să zicem, a pacientului respectiv. Cele mai frecvente bănuiesc că sunt rupturile de ligamente sau meniscul. Din punct de vedere a unui pacient, ce ar trebui să facă el și în special postoperatoriu? Fiecare tip de leziune are diferite tipuri de tratament în funcție de gradul leziunii și de, aici mă refer la menisc, în care se poate sutura, se poate exciza. La excizie, perioada de recuperare este mult mai scurtă, pacientul poate să meargă postoperator la o zi, două, în funcție de cât ține tubul de dren. În schimb, la sutura de menisc, care este varianta cea mai bună din cauza că păstrează integritatea genunchiului, să zicem așa, pacientul nu trebuie să calce timp de 6 săptămâni, nu trebuie să facă flexie-extensie și recuperarea după aceea, în principal, luând-o ca la carte, este o dată și jumătate perioada de imobilizare, adică 6 săptămâni, undeva la perioada de recuperare este undeva la 2 luni după starea imobilizării. Aici, în clinica OCH, se poate face această recuperare? Da, avem tot ce ne trebuie. Da, avem o echipă foarte competentă de kinetoterapie, se ocupă de toate patologia postoperatorie, nu numai ortopedică, cât și neurochirurgicală, adică partea de intervenții pe coloană și partea de refacerea musculaturii la persoanele care au stat foarte mult la pat sau care nu au avut activitatea necesară pentru a-și menține troficitatea, forma musculară normală.